Salut tuturor! Știți șurubelnița aia super mișto cu clichet pe care Linus Tech-Tips a făcut-o și o vinde în zeci de mii de bucăți pe internet? E bine, mi-a plăcut ideea ei și am vrut și eu ceva asemănător în casă, așa că am cumpărat una Xiaomi. De ce Xiaomi? Pentru că cea lui Linus Tech-Tips nu se vinde în România, oricum ar costa foarte mult să o import și este în general o șurubelniță scumpă, eu aveam nevoie de ceva ieftin pentru mici momente când mi-ar fi necesar. În general mă bazez pe o mașină de înșurubat electrică în casă, dar asta să zicem că ar fi pentru momentele când nu ai în preajmă sau nu încape acolo unde vrei să demontezi ceva. Și aș zice că Xiaomi în general când își pune numele pe un produs este bun. Am avut mereu experiențe bune cu mici accesorii de acest tip de ale lor. Am cumpărat-o de pe EMAG, dar vândută de Vexio, 93 de lei a costat. Un preț bunicel, aș zice eu. Principiul este asemănător. Biții stau aici în coadă, sunt 8 biți care încap aici, cap dublu. Vârf magnetic, clichet, cum vă spuneam, și reversibil, stânga-dreapta, desigur. Și biții incluși sunt trecuți aici pe cutie și ei. Văd acolo 2 biți drepți, 4 capete Philips, 2 Posidriv, vreo 4 Torx și 4 Imbus. Deci aș zice că este o structură bună pentru o șurubelniță așa simbolică de avut prin casă. Haideți să o desfacem să vedem cum funcționează ea și ce am primit în pachet. Ok, cărțulii. Să recunosc că e mai mică decât mă așteptam, nu că asta ar fi ceva rău, pentru că chiar vreau să fie o chestie portabilă, ușor de ținut în buzunar atunci când demontez ceva. Folie bigon. Mânerul este destul de greu. Aha. Biții sunt aici. Credeam că sunt în cutie și trebuie să-i montez eu. Și asta e tot. E un carton gol în rest. Haideți să vedem cum se asamblează. Simt că această tijă se introduce aici și se prinde în acea mică articulație sferică pe care o are în capăt. Asta este. Ok, de fapt este mai mare decât mă așteptam, priză bună în mână. Mânerul, observați, are așa niște indentații, nu este perfect cilindric. Sunt două versiuni ale acestei șurubelnițe pe net. Cred că asta este versiunea mai nouă, pentru că are acest mâner mai ergonomic, mai ușor de ținut în mână. Celălalt mi se pare că era doar cilindric. Și sistemul cu clichet este următorul. În momentul când tu înșurubezi ceva, te întorci apoi fără să scoți șurubelnița din șurub, da? Înșurubezi cu ea și... Înșurubesc cu ea și înapoi dai cu acel mecanism de clichet și înșurubesc din nou și din nou și din nou. Și asta îți permite să înșurubesc foarte rapid fără să scoți șurubelnița din șurub și să trebuiască să potrivești din nou bitul în șurub, ceea ce e foarte de ajutor dacă lucrezi undeva în adâncime și abia vezi acolo, știi, să zicem că ai introdus șurubelnița pe undeva și acolo poți foarte rapid să înșurubezi așa. Pare ok. Momentan singurul lucru care nu-mi place este că tija, ați văzut că este modulară, se înfige aici, are un mic joc, e foarte dezechilibrată spre spate, este negru mat, dar mă aștept să se ducă vopseaua asta la zgârieturi imediat. Mecanismul de schimbare a clichetului este aici, pot să trec între deloc, și caz în care funcționează ca o șurubelniță normală, între înșurubare spre dreapta, practic stilul clasic, și spre stânga, adică deșurubare, când evident funcționează în modul următor. Momentan pare fiabil așa ca calitatea componentelor, metal și pe aici, plastic cauciucat, ceva rezistent, aici o mică siglă din aceea Xiaomi, un cap de vulpe sau ce acolo, și biții sunt ascunși în coadă. Asta nu prea îmi place, trebuie să apeși aici și sare holderul de biți. Sper că acest mecanism de retenție aici să țină bine în timp, pentru că nu sunt foarte încântat de el. Haideți să vedem biții.
Poți afară. Deci este un 16 în 1 pentru că am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biți dubli. Pentru montat aici este magnetic, acuplat singur și apoi tu, să dăm pe dreapta, tu înșurubezi, faci treaba cu el. Este destul de ușor, dar în fine, asta va fi o problemă pe viitor. Știți că atunci când înșurubezi ceva cu mare forță, unul rămâne bitul înfipt în șurub când scoți șurubelnița de acolo și e bine ca magnetul acesta să fie mai solid, ca atunci când smulgi șurubelnița din șurub, până la urmă, bitul să nu rămână înfipt în șurub, că după aia e mult mai greu de scos, să umbli acolo cu degetele sau în fine cu un cârlic. Un alt test pe care vreau să-l fac este să văd dacă funcționează cu biții mei. Am o trusă Bosch aici pe care o folosesc de obicei. Scoatem bitul lor și montăm un bit de-al meu. Ok, holderul este clar făcut pentru biții din aceștia lungi. În timp ce eu aici am biți... Opa! Hei! Da, trebuie să-mi aduc un clește ca să scot bitul, deci biții aceștia mai micuți intră în totalitate în holder, așa că aveți grijă să nu rămâneți fără ei. Pot fi folosiți pentru că le iese capătul suficient, doar că unii vor fi mai ușor de scos cu degetul, dar alții pe care nu ai priză, cum este acest Philips pe care îl folosesc aici, trebuie scos așa cu un mic clește. Bănuiesc că aș putea preîntâmpina problema asta folosind un prelungitor de biți. E destul de solid și acum am o șurubelniță și mai lungă. Ok, mă declar mulțumit. Deci, în principiu, funcționează și cu alți biți, doar că uneori s-ar putea să fie mai greu de extras de acolo sau să trebuiască un prelungitor. Bun, la ce mă tem eu că se va întâmpla însă... Mi se pare că mecanismul de clicket este destul de greu de acționat. El pare foarte light, așa, adică imediat se dă în spate. Dar am impresia că odată ce deșurubezi un șurub, sau să zicem când îl înșurubezi, cred că atunci când încă este slab, când dai înapoi, iată, vedeți? Acum se mișcă șurubența înapoi, eu țin aici doar puțin apăsat și nu se declanșează clicketul. Trebuie să țin mai strâns apăsat aici ca să declanșez clicketul. Deci dacă țin doar un pic apăsat, dar îl țin practic, nu se declanșează clichetul. Asta înseamnă că atunci când înșurubezi și dai șurubelnița înapoi, de fapt vei deșuruba un pic în loc să acționezi clichetul cum ar trebui. Cred că asta va fi o problemă doar pentru șuruburi micuțe. Acelea n-au un grip suficient de bun în filetul lor. Pentru șuruburi mai mari, unde până la urmă cred că acolo va fi folosit în principal, acolo, de obicei, șurubul, odată ce intră pe filetul său, are un grip suficient de bun, astfel încât să nu fie, de fapt, dat înapoi de șurubelniță, ci să ajungă la forța necesară, la momentul forței necesar pentru a acționa clichetul. Dar chestia asta putea fi mai bine echilibrat. Haideți să vedem cum se comportă cu ceva real. De exemplu, acest unicorn MOV, unde eram de mult curios să văd ce baterie are. Figem aici în fundul unicornului. Deșurubăm. Da, cum vă spuneam, în acest caz se rotește șurubul înapoi în loc să fie deșurubat, așa că practic îl demontez în modul tradițional.
3 baterii AAA are acest unicorn, care rămâne fără în curând spre neplăcerea lui Alice. Și să zicem că acum când vreau să înșurubez, aici merge mai bine doar pentru că împing eu mai tare, tocmai ca să ajung să acționez clicketul. Deci cam acesta ar fi, să zicem, neajunsul șurubeniții. Unul, că este foarte grea pe partea de mâneri, e destul de greuț așa. Și doi, faptul că clicketul cred că ar trebui să se declanșeze și mai rapid, să fie un pic și mai sensibil mecanismul. Dar un mecanism bine reglat este costisitor și nu cred că asta și-a dorit Xiaomi să facă. Ei au vrut să facă un produs ieftin și bunicel. Așa cum este, aș zice că este util oricum la casa omului. Poți să scot bitul de aici și să îl pun la loc în cutiuță și practic am o șurubelniță 16 în 1, gata de treabă. E ceva ce va sta... Să o și blocăm. E ceva ce va sta în trusa mea de scule, pentru că o văd ca fiind utilă pentru a înlocui, eu știu, mai multe șurubelnițe clasice pe care le am acolo. Asta s-ar putea să fie o unealtă mai utilă în treburi mai de amploare, gen demontat PC-ul, băgat undeva pe acolo și înșurubat mai cu greu un șurub ascuns, poate demontat pe la mașină ceva și așa mai departe. Destul de subțire tija, shaft-ul. Iese de aici dacă vrei ca să o faci și mai micuță pentru transport, dar risc să o pierzi. În principiu mă declar mulțumit. 93 de lei pentru tot sistemul ăsta cu bituri incluse aici și clicker mi se pare un preț acceptabil. Sigur că aș fi putut lua, eu știu, o Makita sau poate chiar un Stanley sau ceva, dar acelea costă mai mult. Asta e șurubelnița, na. Un gadget util de avut la casa omului, dar nu musai obligatoriu. Părerea mea este că dacă vreți un adevărat upgrade pe partea de șurubelnițe, mai bine mai puneți niște bani și cumpărați, mai ales că vine Black Friday, cumpărați o mașină electrică de înșurubat. Acel Bosch Easy Drill, serios, își face foarte bine treaba, are și reglaj de cuplu și poate puteți folosi și pentru a da găuri, de exemplu. Îi cumpărați burghie și dați și găuri cu ea, am făcut asta de mai multe ori. Oricum, asta e clipul, mulțumesc că v-ați uitat, ne vedem și la altele, să aveți o zi bună!